Arta, talentul, inspirația și munca echipei proiectului Cultură în Șură din București vor ajunge pe scenă în fața publicului din Baru, Sălașul de Sus, Riu de Mor și Luncoiu de Jos. Este pentru al patrulea an consecutiv în care, la invitația Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, Cultură în Șură vine cu o stagiune de vară în zona rurală a județului Hunedoara. Schimbăm perdelele, spectacolul de care se vor bucura hunedorenii în următoarele zile, a avut premiera anul acesta la Festivalul Internațional de Artele Spectacolului unde Florentina Năstase a fost nominalizată pentru cea mai bună actriță iar Mihai Smarandache a fost premiat pentru cel mai bun actor. La toate cele patru reprezentații ale piesei Schimbăm Perdelele intrarea este gratuită iar spectacolele vor avea loc după următorul program. Joi 11 iulie de la ora 20 în Comuna Barul la Căminul Cultural. Vineri 12 iulie de la ora 21 în Comuna Sălașul de Sus la Liana și Cristi alu Cândoni, casa numărul 141. Sâmbătă 13 iulie de la ora 21 în satul Suseni din Comuna Râu de Mori, în tabăra Emanuel lângă pensiunea Robin. Iar duminică 14 iulie de la ora 21 în Comuna Luncoiu de Jos, în curte la Americanu, casa numărul 75. Cultura șură a confirmat calitatea artistică Spectacolelor sale, prin numeroase premii și nominalizări primite an de an, iar spectacolele fac parte din proiectul Teatru dincolo de orașe.